Consecințele zilei de 28 iunie 1940 le resimțim până în ziua de astăzi, pentru că armata rusească se află pe teritoriul nostru încă. Și dezbinarea din societate, instabilitatea politică din Republica Moldova este cauzată de această zi, 28 iunie 1940, pe care unii, în mod deosebit politicienii de stânga, socialiștii, comuniștii, în baza acestei tragedii fac disensiuni, provoacă disensiuni, agresivitate în societate, și aceste eforturi pe care le vedem instalate mai bine de un an aici în Piața Mare a Adunării Naționale se datorează tot acestui lucru. Ei nu doresc să accepte, să recunoască adevărul.